În nordul județului Mehedinți, cea mai bună soluție pentru a ieși din rutina zilnică, dar și pentru a scăpa de caniculă, este ștrandul din stațiunea balneoclimaterică Bala. În aceste zile, sute de turiști au înfruntat canicula în cea mai căutată destinație din nordul județului Mehedinți. Având în vedere căldura copleșitoare care este în această perioadă, este un pic de relaxare pentru toți cetățenii acestui județ. De unde sunteți? De la Bălești, de la Târgu Jiu. Iată-vă la ștrana Bala, cum vi se pare aici? E ok. Venim de mult timp, de mulți ani. Din orașul Filiaș. Am venit pentru prima oară aici, la stațiunea Bala, și chiar mi-a plăcut foarte mult. Mi-a făcut o imaginație foarte frumoasă stațiunea Bala și o să venim mult mai des. Foarte frumos, e soare, e plăcut, da. Ne simțim foarte bine, abia am venit. Condițiile sunt bune, prețul accesibil? Bune, apa e foarte bună, e curată. În perioada caniculară, Salva Marii recomandă persoanelor cu boli cardiace să nu stea excesiv în apă pentru a nu-și pune în pericol viața. Este o căldură mare azi, explozii solare, părinții vin cu copii, chiar dacă ei au grijă de copii, noi datoria noastră este să-i supraveghem în continuu. Adulții care aleg să facă o bălăceală în apele termale din stațiune în weekend scot din buzunar doar 15 lei. Pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, tariful este de 10 lei.